Domnul Trandafir Fragment de Mihail Sadoveanu Din ziua când m-am întors aici, în târgșorul nostru cel vechi, n-am stat o clipă. Am cutreierat în lung și în lat locurile cunoscute în care au rămas vii pentru sufletul meu întâmplările copilăriei, întâmplările luminoase ale copilăriei așa de îndepărtate. Am văzut, la siret, locul unde mă scăldam cu dragii de seama mea, ne bărăceam în valuri, ieșeam la mal și ne ungeam cu nămol din cap până în picioare. Lăsăm să ne părpălească soarele prieten, ne sculam, ne alungam în lungul malului cu chiote și cu răcnete, apoi, dintr-o dată, săream cu toții în apă, în bufnele asurzitoare și în de stropi. Am văzut iarăși întinsele zăvoaie de sălci celușii în care intram cu grozavă frică de bursuci. Frica ținea până ce dădeam de desișurile cu mure când ne puneam la o, și la taifas. Pe urmă, prin poieni, chiote și goană, parcă venise pe acelor meleaguri o știre de sălbatici. Și-a mai văzut, la marginea târgului, șurile de răpănate, pline de poloboace, unde ne jucam de ascunsul noaptea. Cu cât fior căutam prin colțuri negre și cotrobăiam prin poloboacele răsunătoare și cercetam prin podurile în care se furișau dungi albe de lumină pe tovară și ascunși. Și mi-aduc aminte că totdeauna trebuia să mormăiesc singur, să spun câte o ghidușie ca să izbucnească cineva în râs. Numai așa puteam să dau de o urmă în pustiul acela. Și câte și mai câte lucruri care m-au înfiorat și m-au bucurat, pe toate le-am văzut. Totuși, niciunul nu m-a mișcat atât de mult, frate dragă, ca locul, căci numai locul a mai rămas unde era odată școala. Acolo am intrat în frămătul de copii cu teamă și cu bucurie în întâia dimineață, când m-a adus tata de mână. Acolo era un păr care făcea pere așa de bune, din care domnul ne dăruia cu a degustare câte două la începutul fiecarei vacanțe. Acolo era curtea unde înălțam iarna uriaș de zăpadă. La capul cărora ne suiam cu scara să le punem pipe în gură și cărbuni în locul ochilor. Acolo multe lucruri s-au petrecut, prietene, și de acolo pornind simt că iar mă cuprind înduioșarea și iar am să-ți vorbesc și în această scrisoare de domnul trandafir. Era un om bine făcut, puțin chel în vârful capului, cu ochii foarte blajini. Când zâmbea, se arătau sub mustața stunsă, scurt, niște dinți lungi cu strungă mare la mijloc. Când ne învăța cum să spunem poeziile eroice, vorbea tare și înălța în sus brațul drept. Când cântam în cor, lovea diapazonul de colțul catedrei, îl ducea repede la urechea dreaptă și, încruntând puțin din sprâncene, dădea ușor tonul. La! Iar băieții răspundeau într-un murmur subțire și așteptau cu ochii ațintiți la mâna lui, care dintr-o dată se înălța. Atunci izbucneau glasurile tinere într-o revărsare caldă. Când trebuia câteodată, sâmbătă după amiaza, să ne cetească din poveștile lui Creangă, ne privea întâi blând cu un zâmbet liniștit, ținând cartea la piept în dreptul inimii, și în bănci se făcea o tăcere adâncă, ca într-o biserică. Tu bași de seama că nu-ți vorbesc de gramatică și de aritmetică, da? Și nici nu-ți voi vorbi. Acestea se făceau bine. Băieții învățau după puterile lor, dar sunt niște lucruri așa de neînsemnate când le pui față în față cu învățătura cealaltă, sufletească, pe care ne-o da Domnul. Și ne-o da această învățătură nu pentru că trebuia și pentru că îi se plătea, dar pentru că avea un prisos de bunătate în el și pentru că în acest suflet era ceva din credința și din curățenia unui apostol. Acolo, în colțul acela de țară, putea să fie cum voia învățătorul. Nimeni dintre cei mari nu-l tulbura, nimeni nu se interesa cum merge școala lui. Bine, rău, el făcea ceea ce socotea că trebuie să facă și atât. De aceea, domnul trandafir al nostru a rămas foarte mirat când, într-un rând, în cei din urmă ani ai descăliei, a primit vizita unuia dintre cei de sus. Să vezi cum a fost. Într-o bună zi, iată că intră pe partea ogrăzii doi străini. Băieții în clasă erau cu monitorii. Domnul, în grădină, priveghea la descărcat unui car de fân. Era foarte gospodaros și plăcea să se facă fiecare lucru cu rânduială. Străinii se apropie. Bună ziua! Mulțumim dumneavoastră! Domnul Trandafir se uite la străini. Străinii se uită la domnul Trandafir. Mă rog, ce doriți dumneavoastră? Apoi, uite ce e, dacă ești bun, am vrea să vedem școala. Cum nu, numai să-i sprăvesc cu fin, fânul ista. Mărie, ia vezi de ce vară coreală. Dulceți cafea? Ia, ședeți, vă rog, colea, la umbră, un cerdac. O leacă măcar, de mai răsuflat. Nu, 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 că suntem grăbiți. Uite, îndată cât ai bate din palme. Și iată-l că se scutură de fund, trece înainte și poftește străini în clasă. Acolo, întrebări. Câți copii vin la școală, Câți sunt înscriși? Și domnul răspunde că vin cât sunt înscriși. Și se cam miră de celor fi întrebând oroșenii de lucruri din acestea. Revizori nu sunt. Pe revizorul cunoaște el bine și știe că vine de două ori pe an. Vine rar că știe cu cine are de-a face. În sfârșit, ori fi, fiind alți slujbași mai mari. De unde să știi? Iar unul dintre ei, mă rog, domnule, fi bun și fă o lecție, așa, de curiozitate. Și domnul face o lecție. Uite așa, cum o făcea el totdeauna. Întreabă pe băieți, vorbește și el, spune lucrul care și pe el îl mișcă și la ajung la inimă. Și iată că orășenii îl privesc cu ochii dintr-o dată încălziți. Întreabă și ei pe copii, ascultă și o poezie. Domnul își lovește ușor diapazonul de cot colțul catedrei. La! Și clasa răspunde într-o adiere ușoare de glasul tinere și toți cântă. Cântă așa de-i place și lui domnul Trandafir și zice și el la urmă. Brava, măi băieți! Iar străinii îl întreabă iar, dar cu glasurile cu totul schimbate și cu altă lumină în ochi. De unde ești? și la ce școală a învățat? Cum își petrece viața? Și domnul răspunde și nu prea și începe a se întreba de ce lor fi iscodind oare orășenia aceea îi pofnește la masă, ei îl roagă să-l ierte, dar trebuie să plece, îi roagă să bea măcar un pahar de apă, ei îi mulțumesc iar. Unul scoate ceasul, altul, cu un ton de respect, spune ceva. Și cel care pare a fi mai mare pornește înainte, iar domnul Trandafir întreabă tainic pe celălalt, rămas mai în urmă. Mă rog, domnule, dacă ești bun și nu te superi, cu cine am onoarea? Eu? Eu sunt inspectorul cu tare, Mmm, Și domnul Trandafir se uită cu coada ochiului neîncrezător la domnul inspector. Nu, fără șagă. Și celălalt domn? Celălalt e domnul ministru. Asta e prea, prea. Și domnul începe a rude cu hohot. Ei, știi că ai halt! Nu, că asta e chiar frumos. Cum, dumneata, crezi că eu glumesc? Ei, asta e dar. Dar cum ai să o cotit dumneata ca am să cred asemenea lucru? Ce are să caute ministru aici, în sărăcia asta noastră? și celălalt străin se întoarce, zâmbește, scutură mâna lui domnul Trandafir și îl felicitează și pleacă amândoi. Iar pe urmă mult s-a minunat dascălul nostru când a aflat de la primărie că, într-adevăr, ministrul școalelor a fost străinul cel drept, slab și cu mustață neagră. Nu, no, domnul nostru nu ne-a învățat niciodată din pricină că se temea de cei mari. Era drag să ne învețe și parcă eram copiii lui. Asta am simțit-o totdeauna cât am fost sub privegherea lui. Se supăra rar și nu spunea decât două vorbe. Asta era mânia cea mai mare. Măi, domnule! Nouă ne venea să intrăm în pământ când zicea măi, domnule, și se uita urât la noi. Îmi aduc aminte ce zarva a fost când, într-un rând, s-a zvonit că pe domnul nostru are să-l mute într-o altă comună, peste Siret. Ne-am strâns Sara, toți băieții, am vorbit, unii chiar plângeau și am luat o hotărâre mare, să ne ducem și noi cu domnul peste siret. Dar domnul nostru nu s-a dus nicăieri, a rămas acolo, pe pământul nostru, și în pământul nostru l-au și îngropat. Nici școala unde m-a învățat el nu mai este. Acum băieții învață într-un alt loc, într-o clădire nouă, înaltă și frumoasă. Eu nu m-am dus însă să o văd pe aceea, eu m-am dus să văd locul gol, unde a fost odată o daescundă, în care ne era cald vara și frig iarna. În locul acela, odată, a trăit un om. Abia aștepți următoarea poveste? Abonează-te la canalul de YouTube Totul este posibil pentru a primi o notificare când publicăm noile episoade. Noapte bună, copii!